salut și bine ai revenit! Astăzi vreau să-ți prezint o chestie foarte interesantă din punctul meu de vedere în ceea ce privește cartușele de exercițiu sau antrenament, cum vrei tu să-i spui, de tip snap caps. Cu siguranță, dacă ai armă cu glonț, ai mai auzit de cartușe de exercițiu de tipul snap caps. Ele, pe calibru 12 cel puțin, eu am găsit așa, astea din plastic, cu roșu în fund, în partea de jos, și astea din aluminiu. Cele din plastic le am din Ploiești, de la domnul Crăciun, are un magazin de arme și muniții, și astea din aluminiu le am din Decathlon, le-am cumpărat. Pasa mi le-a dat domnul Crăciun cadou. Bun. Iată care e diferența de mărime între snap caps și un cartuș normal. Am în mână un cartuș normal de 70, un standard de 70 de milimetri lungime, da? 7 cm. Ăsta e Brenner. Iată cât de apropiat e de dimensiunea reală snap caps-ul de din plastic. Și iată, e aproape jumătate ăsta din aluminiu, da? La dimensiune. Bun. De ce e important să știți chestia asta? Ce consider? Pentru că de regulă muniția, cartușele, snap caps le folosim la antrenamente, la rece, da? Să ne dăm mâna și de ce? Ca să nu defectez cu percutor sau arcus de la ele, etc. Bun. Și am aici CZ-ul meu în calibru 12, pe care l-am verificat și aici să facem testul cu snap caps-urile din plastic. Le introduc pe amândouă în camera cartușului și armez. Bun. Acum ar trebui să am cartuș și pe țeavă. Ia să vedem. Mi-l scoate. Percutez. Mi-l scoate. Nu mi l-a scos că nu mi l-a băgat. Acum l-a băgat. Percutez. Mi l-a aruncat. Ok? Mi l-a băgat pe următor. Oh. Bun. Funcționează, da? Cartușele din plastic. Hai să vedem snap caps-urile din aluminiu. Bun. L-am acolo, a trebuit să intre. A trebuit să fie pe țeavă. Și mi s-a blocat. Uite, am deja, mi-a dat un incident. Hai să repet. O să spuneți, bă, cu siguranță mai fă o dată că poate, na, e buba. Ok. Vreau să armez. Mi s-a blocat. Când să mi-l bage pe țeavă, mi l-a blocat. L-a băgat pe următorul. L-a băgat și pe ăsta. Iată, realizarea acelui ciclic, acelui ciclu, ciclarea, să spun așa, ciclarea cartușului de antrenament se face, se realizează dificil și cu incidente în cazul snap caps-urilor din aluminiu, comparativ cu snap caps-urile din plastic. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă vrei să-ți iei snap caps-uri pentru arma ta, fie că e în calibru 12, fie că e în alt calibru, cumpără-ți, mai ales dacă vrei să faci antrenament cu ea, cumpără-ți snap caps-uri cât mai, de dimensiune cât mai apropiată cu muniția reală pe care o folosește arma ta. Da? Deci nu folosi snap caps-uri de alte dimensiuni. În special la lisă, din câte v-am prezentat. Gândiți-vă că asta este cu repetiție, deci este manual, da? Cic, cic, bum. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă aveai o semiautomată. Șansele să ai incidente de alimentare, de extracție, etc., erau mult mai mari în cazul snap caps-urilor din aluminiu, comparativ cu astea din plastic. De ce?
pur și simplu sunt mult mai lungi, mult mai mari. Dacă s-ar scoate, poate există pe piață, nu știu. Dar dacă aș fi folosit snap caps-uri din aluminiu de dimensiune cel puțin egală cu astea din plastic, sunt sigur că incidentele ar fi fost spre zero, chiar niciun. Eu am fost Brad Heather și asta a fost scurta informație pe care am vrut să o împart cu tine. Ciao!